A fost depus proiectul de hotărâre pentru suspendarea planului urbanistic zonal al stațiunii Mamaia. Propunerea a venit din partea unei formațiuni politice din Consiliul Local. Organizația de management al destinației Mamaia Constanța a luat act de opiniile existente și a discutat despre această inițiativă în ședința de Consiliu Director. Astfel, ca Asociație de Promovare a Destinației Turistice Mamaia, OMD și-a exprimat neutralitatea față de această situație, arătând că principala preocupare a organizației o reprezintă susținerea și creșterea afacerilor din stațiunea Mamaia. Având mai multe afaceri la dispoziție, comunitatea va crește din ce în ce mai mult din punct de vedere economic. E important să precizăm că noul PUS va rezolva doar o jumătate din necesarul stațiunii, având în vedere că cealaltă jumătate de teren va fi reglementată de noul PUS al plajelor, inițiat de Ministerul Mediului în colaborare cu Ordinul Arhitecților din România și care are deja un câștigător al concursului de soluții desfășurat luna trecută. Așteptăm cu interes puzul plajelor și studiul de fezabilitate, a precizat George Mândilă, președinte al Organizației de Management al Destinației Mamaia Constanța. Totodată, reprezentanții organizației au adăugat că urmează să fie anunțată perioada de depunere a intențiilor de construcție din partea proprietarilor. În baza cercetării efectuate, arhitecții vor propune o anumită împărțire pe zone, dar și indicatorii urbanistici, precum și funcțiunile permise sau interzise. Într-un final, va exista un instrument juridic de planificare care să arate cum se va dezvolta stațiunea Mamaia pe viitor. În toamna anului 2021, Consiliul Local Constanța a respins o asemenea inițiativă, iar municipalitatea a demarat o procedură de achiziție pentru puzul stațiunii Mamaia. În prezent, noul PUS se află încă în faza de cercetare. Urmează o serie de dezbateri publice, în privința cărora OMD Mamaia Constanța se va îngriji ca majoritatea agenților economici din stațiune sau proprietarii de terenuri, persoane fizice și juridice, să fie informați și să participe la aceste dezbateri. Referitor la propunerea de suspendare a actualului PUS, care se află pe masa secretarului general, în momentul în care se va intra în procedura de transparență publică, Organizația de Management al Destinației Mamaia Constanța, ca parte interesată, va participa eventual la dezbaterea publică. Decizia aparține Consiliului Local. Noi, ca OMD, dorim să ne facem treaba în privința promovării stațiunii, dar suntem interesați și de predictibilitatea în business, având în vedere că printre asociații noștri se regăsesc toate patronatele formate din agenții economice a industriei ospitalității, a mai adăugat George Mândilă, președinte al Organizației de Management al Destinației Mamaia Constanța.